publicul de la Onești nerăbdător să îi asculte din nou pe Mihai și pe Marcian. Bună seara, bine ați venit! Vă mulțumesc că sunteți prezenți într-un număr generos aici în aula Bibliotecii Municipale Radu Rosetti Onești, la ceea ce numim noi inaugurarea stagiunii muzicale de toamnă a Bibliotecii Municipale Radu Rosetti. Nu știu cât din această stagiune se va desfășura aici în aulă, deoarece, după cum deja cred că mulți dintre dumneavoastră știți, Biblioteca Municipală va intra într-un proces de reabilitare, proces care ar trebui să se încheie la finele anului următor, dar vom avea la dispoziție cinematograful Capitol, iar la vară sperăm să avem o stagiune a recitalurilor verii cât se poate de bogată în parcul municipal. Dar până atunci, așa cum spuneam, avem mai multe evenimente pregătite pentru această perioadă. Mâine o zi liberă pentru că ne pregătim de 1 octombrie, ziua pensionarilor. Vă așteptăm la sala polivalentă Nadia Comăneci, începând cu ora 17, atunci când invitați vor fi ansamblul Plăieșii și Angelica Flutur pentru o celebrare a persoanelor vârstnice din Onești. Revenim însă la concertul din această seară, Storytellers cu Marcian Petrescu, oneșteanul Marcian Petrescu, și am putea spune că l-am adoptat deja la Onești și pe Mihai Alexandru Tacoi, nu mai este deloc străin de orașul nostru, deja știe unde are cazarea, știe de unde poate să merge, să meargă să-și caute de mâncare, nu mai reprezintă orașul un secret pentru el. La fel cum ei nu cred că mai sunt un secret pentru dumneavoastră, oneștenii, cei care sunteți prezenți aici în aula bibliotecii, iar aplauzele de început au demonstrat acest lucru. Marcian, ce să spunem despre el, că este probabil cel mai bun muzicuționist din România. Mihai Alexandru Tacoi, profesor de muzică, o mulțime de elevi, are și trupă, Două puncte umbra. Ambii lucrează la albume care stau ușor, ușor să iasă din studiourile de înregistrare. Au declarat acest lucru la podcastul nostru, la interviurile bibliotecii. Nu vă mai rețin, vă reamintesc, sâmbătă 1 octombrie, ora 17, sala polivalentă, concert, Plăieșii și Angelica Flutur, iar în această seară, în aplauzele dumneavoastră, Storytellers cu Marcian Petrescu și Mihai Alexandru Tacoi! Ok, bună seara tuturor, mulțumim frumos pentru această prezentare demnă de Royal Tarte Flor făcută de Alina Savei. O să încep prin a mulțumi întregii conduceri a Bibliotecii Municipale Radu Rosetti pentru faptul că ne-au inclus în stagiunea de, mă rog, ne-au ales să deschidem stagiunea de concerte din această toamnă. Vreau să-i mulțumesc și domnului Ionuț Tenie, directorul bibliotecii, care a fost totdeauna un admirator al muzicii de calitate și a rămas în continuare. Să-i mulțumesc și domnului primar, Laurențiu Neghină, pentru faptul că prin modul în care păstorește și biblioteca, primăria susține acest gen de manifestări. Nu umblu cu periuțe ieftine, sunt multe primării în țară care, în primul rând, nu au situații de genul ăsta și nici nu au stagiune muzicală și culturală de genul celei care există la Onești. Și mi-aduc aminte că în urmă cu 15-20 de ani, Oneștiu, scuzați-mi expresia că trebuie să o spun chiar așa de dur, se dusese ușor în cap în materie de cultură. Mă bucur că lucrurile au revenit pe făgașul normal și asta este și meritul vostru al publicului. Mulțumim frumos! Ok! Așadar și prin urmare, să dă încep butoiului cu muzică. V-am pregătit o primă piesă care se numește My Baby de la Little Walter. O să vă cântăm și niște chestii interesante de la Bob Dylan și niște piese pe care nu cred că le-ați mai auzit cântate cel puțin în varianta acustică. Am pregătit niște chestii interesante.
de fiecare dată încercăm să venim cu altceva. Mă uitam acasă, mama mea a lipit un afișul din anul trecut, pe 11 septembrie am fost anul trecut, aici că 29 septembrie este anul, mă rog, ziua revenirii în 2022. Așadar, my baby, Little World. One, two, one, two, three. Said my baby, don't stand no cheating on my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating on my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, she don't stand that mad midnight gripping my baby, too little baby, my baby. My baby, I know she loves me, my baby. Oh yeah, I know she loves me, my baby. Oh yeah, I know she loves me, she don't do nothing but kiss and hug me, my baby. Următoarea piesă se va regăsi pe un album la care mai am un pic și termin de înregistrat. Un album care se va numi Mai mult decât blues. De ce? Pentru că e mai mult decât blues pe el. O să fie și country, o să fie și blues rock, o să fie și niște cover-uri după niște piese celebre. O să fie mulți invitați, pot să vă spun de pe acum că revine Charlie Musselwhite. O să-l am pe Mircea Ciocu Vintilă, pe două piese, pe Jimmy Laco de la Night Loser și așa mai departe. Deci o să fie un album interesant. Una dintre piese este o piesă pe care m-am gândit să o gândesc, cumva să gândesc o orchestrație, după ce am citit o poezie absolut fabuloasă scrisă de Ion Pribeagu. Piesa se numește Odă proștilor și se potrivește foarte bine cu multe caractere care există în viața politică, în viața socială și în multe alte aspecte ale vieții din România.
Dacă nu știți poezia, o să o aflați, o să o auziți acum, pusă pe muzică. Sună ceva de genul ăsta. Motoul piesei cam așa. Cu prostul care n-are școală, te lupți puțin și ai câștigat. Dar duci o luptă colosală cu prostul care are școală. Mi se pare logic. All right. Okay. One, two, one, two, three. La rând și pe actuali, dar și foștii. De-a fi să luăm pe toți la rând și pe actuali, dar și foștii. Cei mai deștepți de pe pământ au fost întotdeauna proștii. Nu te ruga la ursitoare să-ți facă viața ta vreun rost. Ei, nu te ruga la ursitoare să-ți facă viața ta vreun rost. Mai bine strigă în gura mare, iubite Doamne, fă-mă prost. De ce să tragi ca la galeră, să înveți atâtea fără rost? De ce să tragi ca la galeră, să înveți atâtea fără rost? Ce vrei să faci o carieră, ajunge numai să fii prost. Hei, și lumea asta cu de toate, unde se învață contra cost? În lumea asta cu de toate, unde se învață contra cost? Păcat că nicio facultate nu dă și diplomă de prost. E, hai să fim serios. Dar înotăm în sărăcie. Avem impozite cu carul, dar înotăm în sărăcie. Și ce buget ar avea statul, băi, tată, dintr-un impozit de prostie? Și lumea asta răsturnată, unde cei strâmbi sunt cei mai drepți? În lumea asta răsturnată, unde cei strâmbi sunt cei mai drepți? Savanții noștri mor de foame și numai proștii sunt deștepți. Hey! Mulțumim tare mult! Ok! Următoarea piesă este o compoziție a lui Mel London. Nu vă zice nimic numele ăsta, dar poate că de Junior Wells ați auzit. Poate l-ați văzut în Blues Brothers 2000, în filmul Blues Brothers 2000, unde el cânta într-o trupă care era tocmită să asigure fondul muzical într-un bar de striptease. E o meserie foarte interesantă. Vă dați seama câtă atenție le dădea băieților. Când ce defila pe scenă era mai ceva decât în revista Hustler. Dar mă rog, asta este altă problemă. Piesa se cheamă Messing with the Kid și sună ceva de genul ăsta. Show me what you do, hey! Hey, what's this I hear? Going all around town. People, they say they're gonna put the kid down. Dun, dun, dun. Man, I'm looking what you did.
can call it how you want to. I call it messing with her. The kid's no child, and I don't play. Said what I mean, and I mean what I said. Oh yeah, yeah, yeah. Man, now look at what you did. Get down. You can call it how you want to. I call it messing with her. Well, I tell you to love me. You told me a lie. I love you, baby, till the day that I die. Oh yeah, yeah, yeah. Man, I look at what you did. Get down. You can call it how you want to. I call it messing with her. Gonna take the kid's car and drive around town. Tell everybody not to put him down. Oh, yeah, yeah, hey. Man, I look at what you did. Man, look and call it how you want to. I call it messing with her. Vreau să vă spun că mi-a făcut o mare plăcere să lucrez la materialul următorului album și dintr-un alt punct de vedere, pentru că după 1998, faceți dumneavoastră un pic un calcul, că pe mine mă lasă memoria, 1998, 2000, de anul 2000 cât sunt? 24 de ani în total până acum. 22 de ani. După 22 de ani am avut ocazia să reanodă o colaborare muzicală cu unul dintre, din punctul meu de vedere, dintre cei mai buni chitariști pe care a avut Oneștiu vreodată, dar și unul dintre cei mai buni chitariști din România, un om cu care la un moment dat am cântat în prima mea formație care se numea Blues Syndicate. Și l-am numit aici pe Sebastian Solda, care a tras un solo de chitară foarte drăguț la o variantă, mă rog, aranjată mai special a piesei Amintire cu Haiduci. Așa că o să aveți ocazia să auziți ceva foarte interesant, asta undeva pe la finele lunii noiembrie. Știu că Sebi în sală, îți mulțumesc încă o dată pentru ocazia de care ai dat dovadă. Ok. Acum mergem frumos un pic, apropo, fac o paranteză. Ați văzut că a intrat pe HBO, nu știu dacă ați văzut filmul Elvis. Ați văzut filmul Elvis? Da? Bun. Cine n-a văzut filmul merită să-l vadă, nu neapărat pentru Tom Hanks. Tom Hanks arată acolo de parcă a îmbătrânit 1000 de ani în 2 secunde. E și gras și buhăit și bătrân. E o poveste foarte interesantă. Dacă nu știți nimic despre Elvis, e bine să vă documentați un pic înainte, pentru că sunt foarte multe referințe la istoria muzicii blues, rock and roll, soul și așa mai departe. Dar ceea ce este foarte interesant este că, printre altele, piesa pe care o vom cânta acum, care este un gospel, un gospel negru spiritual, ea se cânta normal în biserică.
Ceea ce noi știm că Elvis a făcut o variantă foarte interesantă pe care a cântat-o, unde credeți, în templul Pierzaniei la Las Vegas în casino. Adică deja mai mult de atât nu știu ce poate să fie o chestie absolut, cum să spun eu, pentru unii a fost o chestie ușor dezgustătoare, că mulți l-au condamnat, cum poți să cânti gospel în casino. Într-adevăr, o alegere ciudată, dar când e vorba de Study One No More sau... Down by the Riverside, lucrurile, să zicem că sunt scuzabile, pentru că piesa este foarte antrenantă. Dacă știți un pic cu timpul 2 și 4, poate ne ajutați. Așadar. Ok. Gonna lay down my sword and shield,
down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside, I'm gonna lay down my sword and shield, down by the riverside, I said, study the war no more, ain't gonna study the war no more, study the war no more, study the war no more, no more, no more, ain't gonna study the war no more, study the war no more. Study the war no more. Oh, la, la. Mulțumim frumos! O să vă cântăm acum o piesă, în fapt este un pic, s-o căsesc pe aia la unde înainte. Încă ne mai vin așa idei, ne mai schimbăm între ele. Să vă cântăm acum o piesă de la Bob Dylan, pe care multă lume o asociază, mă rog, cel puțin în anii 90 o asocia cu imaginea și numele formației Pistoale și Trandafiri, dacă ați auzit de formația asta. În engleză se traduce Guns N' Roses, dar n-a compus-o formația respectivă, a compus-o Bobul Dylan, adică Robert Zimmerman pe numele lui de buletin. Knocking on Heaven's Door se numește piesa, a apărut și într-un... El a scris piesa asta, de fapt, pentru un film care se numea Butch Sundance... Butch Cassidy... cum îl chema pe ăla, mă? Butch Cassidy. Butch Cassidy and Sundance Kid, așa, nu mai știam dacă... să nu cumva se înlocuiesc unii pe alții. Butch Sundance și Cassidy Kid, puteam să zic. Așa. Cu Robert Redford și cu Paul Newman, așa. Da, n-am mai văzut filmul de 25 de ani, nu mai țin minte. Ok, ideea este că piesa asta, multă lume o știe doar cu două strofe și un refren. Am descoperit, studiind niște arhive, că de fapt Bob Dylan a scris de vreo 9 sau 10 strofe, dar ce a rămas efectiv înregistrat și scris sunt vreo 6 strofe, nu se vede când chiar pe toate, dar sună ceva de genul ăsta, hai să vedem dacă vă place varianta noastră. Knock, knock, knocking on heaven's door.
condemn anymore. They're getting too damn heavy, and I feel I'm knocking on heaven's door. Wipe the tears, mama, from my eyes. I won't share them anymore. Sunny, sunny, past the sky. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. So knock, knock, knocking on heaven's door. One more. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mulțumim tare mult pentru aceia dintre dumneavoastră care au ajuns puțin mai târziu. Pe scenă se desfășoară concertul proiectului acustic Storytellers cu domnul Mihai Alexandru Dacoi, chitară și voce. Vă rog frumos să-i dați un semn de bun venit. Și Marcian Petrescu, în caz că nu-l recunoașteți. Mulțumim tare mult. Apropo că ziceam de Mircea Vintilă, piesele pe care le-am pus pe viitorul album se numesc Popanan și Pe Corso. Și Ciocu Vintilă, când a venit când i-am trimis piesele prima dată, el a crezut că le cânt exact în maniera în care le cântă el. Și m-a sunat după aia, zice, băi, da, stai un pic că nu înțeleg, dar astea schimbate, adică. Și am spus, da, Ciocu. Și acum i-am spus, știi că voiam să-ți spun faza aia, o sper că nu cânti folk cu mine. Nu știu dacă știți faza cu sper că nu cânti folk, o să vă spun foarte pe scurt, cu foarte mulți ani în urmă, când, nu știu dacă era înainte de Revoluție sau imediat după Revoluție, dar cred că era după, din 93, ceva de genul ăsta, după ce Ciocu Vintilă și cu Florian Pitiș scoseseră acel album faimos numit Nu trândiți ușa, au fost invitați de către formația Iris să cânte la Craiova. Un concert din ăsta special era ceva cu Universitatea Craiova, nu cu combinat alpină de genul ăsta. Și era, Irisul era cap de afiș, că, mă rog, Cristi Minculescu din Bănie de acolo. Și l-au invitat, bineînțeles, pe prietenii, pe Florian Pitiș și pe Mircea Vintilă. Și închipuiți-vă că paza respectivului concert era asigurată de niște rocker, din ăștia motocicliști, din ăștia fioroși, cu mustăți, cu tatuaje, cu geși de piele, cu tot felul de nebuni. Și închipuiți-vă că într-o capăt al scenei așa își făceau intrarea, într-o parte a scenei pe scări era Moțu Piti și în partea cealaltă, deja urcat așa pe marginea scenei, era Ciocu Vintilă. Și hai să mă ridic în picioare să vă explic mai bine. Și la un moment dat, cum stătea Ciocu Vintilă cu chitara în partea asta așa, face greșeala și face contact vizual cu șeful bodyguardzilor, ca zic așa, care se uita așa foarte încruntat la el și nedumerit, ce caută ăsta cu chitară acustică? Și ăla de jos se uită la ea și zice, auzi, sper că nu cânti folk. La care Ciocu Vintilă a făcut următoarea chestie, s-a apropiat de marginea scenei și a spus, șeful, tu o piese, dacă tot am venit aici, m-am invitat să-mi iau și eu banii de la ăștia. Adică... La care ăla se uită așa la el, că se uită la niște colegi, bine mă, hai! La modul ăsta s-a desfășurat cumva și noi, eu cu Ciocu Vintilă, care mă știu de 20 de ani aproape, avem faza asta, de câte ori ne vedem, facem gluma asta, sper că nu cânti folk, da?
Și i-am spus, cu mine sper că nu cânti folk, cu mine o să cânti blues. Și l-am scos din zona lui de confort, dar cu toate astea a ieșit interesantă colaborare. Ok. Ia să vedem. Așa. Vreau să mulțumesc foarte mult unui bun prieten de-al meu, nu știu dacă a reușit să ajungă la, în seara asta la concert, a zis că o să ajung un pic mai târziu. Vreau să-i mulțumesc lui Radu Cliciu, care mă iarăși mă știu de foarte mulți ani. Să-i mulțumesc pentru faptul că a trimis o echipă de la Foto Video Cliciu ca să imortalizeze. Mi-a spus, băi, de ce nu m-ai anunțat mai devreme? Dar eu nu știam că faci și filmări. Și am zis, hai păi să, dacă tot ești amabil, trimite doi băieți, că n-avem timp să montăm toată instalația, să imortalizeze așa un pic din atmosfera acestei seri și noi o să punem acolo niște imagini la un moment dat. Așadar, îi mulțumesc lui Radu Cliciu pentru faptul că s-a mobilizat atât de rapid și a trimis băieții din echipa lui de la Foto Video Grinciu să imortalizeze momentul ăsta. Așadar, piesa următoare are legătură cu Bob Dylan într-o oarecare măsură, pentru că înainte să devină ultra-celebru, Bob Dylan a cântat foarte mult folk în cafenelele din Greenwich Village, alături de foarte mulți muzicieni de blues din aia din generația arhaică. Big Joe Williams, Big Bill Brunzi, mi se pare că a avut ocazia să se întâlnească și cu Led Belly, dar una dintre piesele pe care le cânta era Nobody's Fault But Mine, asta înainte mult, mult de ca piesa asta să ajungă celebră datorită celor de la Led Zeppelin. Și în mod greșit le este atribuită, dar n-au compus-o ei. Piesa a fost scrisă de Brian Willie Johnson și sună ceva de genul ăsta. Noi am făcut o sinteză între varianta veche și varianta nouă. Adică, mă rog, opțiune nouă. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Try to save my soul tonight. Nobody's fault but mine. My mother told me how to read. My mother told me how to read. If I don't read my soul belongs, nobody's fault but mine. I got a good book in my home. Got a good book in my home. If I don't read my soul belongs, then nobody's fault but mine. The devil told me how to roam. The devil told me how to roam. How to roam that lock tonight. Nobody's fault but mine. I got a monkey on my back. Got a monkey on my back. Gonna change my ways tonight, nobody's fault but mine.
Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Gotta say my soul tonight. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault. Mulțumim frumos! Am avut un moment de panică, în momentul când am schimbat poziția microfonului, mă gândeam să nu cumva să strige cineva din sală The Ace of Spades, al lui Motorhead. Știți că Lemmy de la Motorhead cânta cu microfonul în poziția aia, știți? Și să nu cumva să creadă cineva că ne apucăm să cântăm piesele astea. Ba, poate tu. Așadar, prin urmare o să vă cântăm acum o altă, o piesă din asta, așa, cu text în limba română. Am scris de-a lungul anilor câteva piese care se pare că au rămas în mentalul colectiv. Piesa asta am dedicat-o întotdeauna celor care și-au dat demisia de la patron sau au vrut să devină ei înșiși patroni. Ce se cheamă Pe un drum greșit și a apărut inițial pe un album care s-a intitulat și încă se mai intitulează Poveștile bluzului. Sună cam așa. Anul trecut, da, am atacat prima dată piesa asta, am zis, mai să încercăm să cântăm o piesă de la Bob Dylan, care îndeopște este asociată cu numele lui Jimi Hendrix. Pentru că Jimi Hendrix a dat, cred că, cea mai bună variantă cover
din toate timpurile la această piesă. Este vorba de All Along the Watchtower. Între timp a mai apărut o variantă, dar nu este a unui singur artist, este acel proiect numit Playing for a Change, în care sunt foarte, foarte mulți muzicieni implicați. Există clipul pe YouTube, e foarte interesantă abordarea. Dar Bob Dylan a scris piesa asta, mai știu că prin 64, ceva genul ăsta, 65. Și prima dată când am ascultat-o, acum nu vreau să credeți că mă dau rotund, dar când am ascultat-o am zis, bă băiatule, ăsta ori a fost beat, ori a fost fumat din calea afară când a intrat în studio, pentru că piesa este cântată într-o gamă minoră, numai că el cântă cu muzicuța în gamă majoră. Și sunt niște disonanțe acolo sonore, ceva de te doare ficatul, adică faci scap de piatră la rinichi din cauza frecvențelor, adică efectiv. Asta dacă nu e razna și dacă nu încep să urle câinii pe lângă tine și să se cațere pisicile pe pereți. Și n-am înțeles niciodată de ce Bob Dylan este dat drept exemplu de cântăresc la muzicuță. Și ne-am spus multora, băi, fraților, vă rog eu frumos, Bob Dylan are un singur mare merit, este un compozitor absolut fantastic și un textier foarte bun. Dar cu chitara e subțire, așa, iar cu muzicuța este absolut dezastru. Așa că am zis, ok, hai să facem noi o variantă, zic eu, foarte interesantă, în, cel puțin pentru o formulă acustică a piesei All Along the Watchtower. Și sună ceva de genul ăsta. Approaching, and the
Mulțumim tare mult! Mihai Alexandru Tacoi, doamnă și doamnă. Hai să vă cântăm acum o piesă care vorbește despre autostrăzile pe care le-au americanii, pe baza cărora s-a construit civilizația americană, după ce domnul Ford a făcut automobilul ăla pe bandă rulantă, în așa fel încât l-a ieftinit foarte tare, deși a permis fiecare average Joe să-și ia o sărăcie de Ford T, care, bineînțeles, era în toate culorile, cu o singura condiție, să fie neagră. Nu știu dacă știați faza asta, dar așa a zis. Nu faceți dumneavoastră domnul Ford în alte culori? Bineînțeles, tot condiția să fie neagră sau nuanțe de negru. Așa. Piesa se numește Key to the Highway și sună ceva de genul ăsta. Este o piesă de-a lui Big Bill Brunzi, foarte veche. By the way, o cânta și Dylan în cafenele chestia asta. Și culmea este că l-a acompaniat pe Big Bill Brunzi la un moment dat, undeva în anii, pe la finalele 50, înainte să înceapă el cariera. Da. Highway. Man, I'm built down and I'm bound to go. And I'm gonna live here running and walking this monster slow. I'm going back to the border. Woman, where I'm better known. You know you ain't done nothing. I drove a good man away from home. Now when the moon takes over the mountain, you know, honey, I'll be on my way. And I'm gonna roam this old highway and until the break of day. Tell me, man. Give me one more kiss, mama, just before I go. 'Cause you know this time say goodbye. And I roam this old highway and I till the day I die. All right, let's get out of here. Blues. Mulțumim frumos. Ok. Următoarea piesă o găsiți pe albumul ăsta care se cheamă Drifting Blues. Am adus câteva exemplare pentru cei care poate nu l-au găsit în altă parte și care doresc să ia acasă un pic din magia acestei seri. Pe acest album este și colegul și prietenul meu Mihai Alexandru Tacoi în trei piese. Îl găsiți cu chitara, sunt mai mulți muzicieni importanți. Invitatul de onoare al acestui album este un tip absolut fabulos care se numește Rick Astley, care
ne-a vizitat anul ăsta la Festivalul de Blues de la Brezoi și cu care eu am legat o prietenie foarte interesantă în 2010, când a fost prima dată în România și după ceva ani am stat de vorbă cu el și am zis, mă, fii atent, tu ai o piesă pe care nu am găsit-o nicăieri interpretată în concert. Și zice, da, într-adevăr, nu am cântat în concert. Păi, dar de ce? Bă, e complicat, este o piesă cu, mă rog, un sunet aparte de muzicuță, trebuie să am un sound foarte bună calitate ca să am starea necesară să o cânt. Nu întotdeauna am posibilitatea să o cânt, ca lumea, pe aparatură de calitate, zice, mă rog, în sinea mea am zis, dacă nici în America nu aveți așa ceva, nu știu ce să zic, dar mă rog. Și am spus, bă, uite, fii atent, eu vreau să fac o variantă mai așa, mai deosebită a piesei astea, ai fi de acord să cânt și tu? Și mi-a făcut onoarea să apare pe Drifting Blues. Piesa se numește Sure Seems Strange, iar în ideea generală a piesei este așa. Este ciudat cum se schimbă un bărbat și o femeie după ce își pun vericheta pe deget. Nu este o regulă general valabilă, dar se întâmplă. Și piesa sună ceva de genul ăsta. Sure Seems Strange. Tired of trying, we ought to just call it quit. 'Cause I ain't got but one nerve left, you about to step on me. You know it sure rings true when love is new. You can't do no wrong. Then now ain't strange how things change once you slip that wedding ring on. And it sure seems strange. Man, it sure seems strange when folks got married people. You know, ain't funny how they change. Well, I remember the time when everything was fine. We had no worries at all. You were a real good wife. We had a happy life. But now I got my back against the wall. Man, you're driving me nuts and that really hurt my guts. Talking trash all the time. I had enough of you, yuck. You better shut your trap, 'cause I'm about to lose my mind. And it sure seems strange. And it sure seems strange when folks got married people. You know ain't funny how they change. How they change.
You know ain't funny how they change. You know ain't funny. Oh, so funny. You know ain't funny how they change. Mulțumim tare mult! Următoarea piesă a fost scrisă de un autor necunoscut. Și necunoscut a rămas până în ziua de azi, pentru că s-au chinuit foarte mult să afle cine e la originea acestei piese și, mă rog, după unele surse, se pare că originea piesei pe undeva prin secolul XVII, când au venit coloniștii în America, atunci se pare că a fost adus o piesă care cumva avea un fel de linie melodică asemănătoare cu ceea ce o să vă cântăm în continuare. Variantele mai cunoscute sunt din anii 20, printre altele un tip pe nume Led Belly, care a făcut foarte multă pârnaie, uneori pe nedrept. Ca fapt divers, omul a fost, mă rog, cum spune, cum este, mă rog, povestea, a fost trimis să facă pârnaie într-un fel de lagăr de ăsta de muncă, care era undeva într-un câmp, ceva genul ăsta, odios. Ceva în genul cum era în Luc Mână Rece, dacă ați văzut filmul cu Paul Newman și cu George Kennedy. Ceea ce e foarte interesant, că stând acolo, el a făcut, deja era cunoscut ca muzician și l-au căutat unii și nu știa unde să dea de el ca să-l înregistreze, pentru că omul era o adevărată enciclopedie. Din unele surse i-a făcut o listă unui tip care se numea Alan Lomax. Era un fel de culegător de folclor, dar nu credeți că culegea folclor numai strict numai muzică populară cum ar veni la noi, muzică folclorică de toate categoriile, blues, jazz, western music, country și așa mai departe. Tot ce era foarte vechi. Ei au avut cultul ăsta, americanii, să documenteze foarte bine muzica asta arhaică. Și au reușit să o facă, mă rog, datorită chiar și tehnologiei foarte primitive pe cilindri de ceară sau pe discul de patefon, au reușit să înregistreze. Și la un moment dat l-au căutat pe ăsta și au aflat că e la pârnaie. Și s-au dus acolo, au vorbit cu guvernatorul, sau ce naiba era al statului respectiv, ăla i-a dat ceea ce se cheamă a pardon, o notiță de aia că, practic, l-a predat respectivului în custodie, cu, bineînțeles, mențiunea că dacă nu ai grijă de ăsta să nu facă nasoale, intri și tu la pârnaie. Și ăsta, Alan Lomax, l-a dus pe Led Belly în studio și ăsta a făcut o listă de piese, unde se pare, nu știu dacă este absolut adevărat, se pare că figurau vreo 950 ceva de piese. Atâtea știa Gagiu să cânte. Era o enciclopedie. Și ăsta a zis, ok, let's go to work. Și l-a pus pe săracul Led Belly să înregistreze cam toate piesele pe care le știa. N-a apucat să tragă decât vreo 350. Așa, lejer, de parc, de dimineață, pentru ăla micu, cum se spune. Între două condamnări. Între două condamnări, da. Hai să mai tragem așa. Nasulia a fost că piesele alea, ani de zile, până prin anii 60, asta se întâmpla prin 40 ceva, până prin anii 60-70, piesele alea nu au fost disponibile publicului pentru că au fost înregistrate pentru Biblioteca Congresului American. La un moment dat, piesa asta a apărut la MTV, o să ziceți cum, foarte simplu, datorită unei formații numită Nirvana. Și toată lumea știa în anii 90, mamă ce hit au scos Nirvana cu piesa Where Did You Sleep Last Night? E, vă spun eu că nu e a lor, piesa, ia că v-am spus că n-are autor cunoscut, dar Led Belly a făcut-o celebră în anii 40, iar noi o să vă cântăm acum într-un aranjament propriu care sună ceva. Oh,
like, girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, when the sun didn't shine, I would shiver the whole night. My girl, where will you go? When I'm going where the cold wind blows. In the pines, when the sun never shines, I would shiver the whole night through. You know, her husband was a hard-working man, killed a mile and a half from here. You know, his head was found in the driver's wheel, and his body has never been found. My love, what have I done to make you treat me so? You've caused me to weep, you've caused me to mourn, you've caused me to leave my home. You know, the longest train that I ever saw went down the Georgian line. You know, the engine has at 6 o'clock, the caboose went down by nine. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, when the sun never shines, I would shiver the whole night through. I would shiver the whole night through. I would shiver the whole night through. Mulțumim frumos! Domnilor și domnilor, nu știu dacă ați auzit de un muzician pe nume Tom Waits. Ați auzit de el? Dacă n-ați auzit, trebuie neapărat să vedeți cum arată acest personaj, că e un personaj. Omul are și-a creat un fel de, nu știu cum să-i spun, o a doua personalitate, pentru că el e un tip foarte cerebral, un tip foarte inteligent, chiar cu o inteligență fantastică, cu o, cum se spune, o cunoaștere absolut terifiantă a slangului american. Deci scrie niște texte de, mă rog, unele dintre ele sunt absolut intraductibile în română. Nu cred că a reușit cineva să facă treaba asta și să aibă o logică ce spune, ce spun versurile alea. Dar dacă l-auziți cum cântă, aveți impresia că omul a fumat 14 pachete de țigări Carpați fără filtru într-o singură oră, a băut ceva foarte fierbinte și a opărit fundul gâtului și a mâncat un castron de scaieți uscați. Deci el cântă, are o voce care este la pragul, nu știu cum să vă spun, e mai rea decât urletul unui lup care moare. Ceva de genul ăsta. Dar cu toate astea, deci e un personaj, trebuie să-l vedeți cum arată și cum cântă. Are niște piese absolut fabuloase. Una dintre piesele lui care a devenit mega hit datorită lui Rod Stewart se numește Downtown Train.
E de pe albumul acela Vagabond Heart, cu The Rhythm of My Heart, dacă vă mai aduceți aminte, anii 90, când ne asasinau ăștia la MTV și la dedicațiile muzicale cu acea piesă. Asta dacă nu era Everything I Do It For You cu Bryan Adams. Sau Wind of Change cu Scorpion sau Blaze of Glory cu Bon Jovi. Ei bine, piesa următoare, în piesa următoare este vorba, mai părumnește, scuzați-mi expresia, sper că nu sunt minore în sală, este despre curve, despre ticăloși, despre din ăștia, cum se spune, șuți și despre criminali. Este o piesă care se numește Jockey Full of Bourbon. Ea a apărut într-un film care se numește Down by Law, unde și-a făcut debutul american un individ numit Roberto Benigni. Asta înainte să devină ultracelebru cu La Vita e Bella. Și în film joacă și Tom Waits. Ei bine, filmul este foarte ciudat, e regizat de Jim Jarmusch. Vă recomand să-l vedeți, că este o comedie foarte, foarte nostimă, dar ciudată în același timp. Piesa acolo apare prima dată. Noi o să cântăm o variantă, zic eu, extrem de inteligibilă, dar dacă vreți să înțelegeți versurile, trebuie să le căutați pe internet și să vedeți pe site-urile de trivia, de explicații de astea și de subînțelesuri, ce vrea să spună textul. Eu n-am cum să vă traduc, așa că cine înțelege engleză bine, cine nu, ghinion de neșansă, ca zic așa. Așadar, Jockey Full of Bourbon. Drop that suit, not speak on a downtown train. $2 piece, the better guy won't shoot. I'm in a corner in the pouring rain. 16 men on a dead man's chest, and I've been drinking from a broken cup. Two better pants and a mohair vest. I'm full of bourbon and I can't stand up. I said, hey little bird, fly away home. Your house is on fire, your children are alone. Hey little bird, fly away home. Your house is on fire, your children are alone. She broke a bottle of Morgan's head, and I be stepping on the devil's tail across the stripes of a full moon head. Into the bars of a Cuban jail, black the fingers on a purple knife. Flamingo drinking from a broken glass. I'm all alone with someone else's wife. A kind of view from my patrol to pass. Said, hey little bird, fly away home. Your house is on fire, your children are alone. Hey little bird, fly away home. Your house is on fire, your children are alone. $2 piece, the better gun won't shoot. I'm in
the corner in the pouring rain. I said, hey little bird, fly away home. Your house is on fire, your children are alone. Hey little bird, fly away home. Your house is on fire, your children are alone. Mulțumim frumos! Jockey full of bourbon! E bine că o să fie această înregistrare, apropo de ce ziceai de Tom Waits, o să fie această înregistrare cu variantă mai clară, pentru că eu când am primit melodia, nu am știut ce să cânt. Pur și simplu nu înțelegeam. Dar, na, un artist mare până la urmă, doar că foarte ciudat. Ok. Ne apropiem ușor de finalul recitalului și am zis ok, hai să vedem ce piese cu ce piese să încheiem așa într-un mod grandios. Și una dintre ele se numește Room to Move. A fost scrisă de un tip pe nume John Mayall. În 1969 a compus piesa asta în plină eră când la Woodstock Hendrix cânta cu chitara electrică și fumegau amplificatoarele Marshall. John Mayall, care avusese doi chitariști absolut gigantici în trupă, pe Eric Clapton și pe Peter Green, a decis să dea afară toboșarul. Pe basist l-a lăsat să cânte cu basul electric, dar cu volumul mai mic. A angajat un chitarist care cânta la chitară acustică și în loc de altceva ce a zis, ok, îl aduc pe unul cu saxofonul și flautul. Și proiectul s-a numit The Turning Point. Într-adevăr a fost o chestie absolut senzațională, pentru că piesa asta a rupt topurile, deși era o piesă necunoscută și mai mult decât atât era din înregistrare de concert. Sper să o recunoașteți, am mai cântat-o, poate ați mai auzit-o. Se cheamă Room to Move. Ok? One, two, one, two, three, four. Mulțumim tare mult!
Spre rușinea mea, nu am reținut cum vă numiți. Narcis, așa. Vreau să-i mulțumesc foarte mult domnului Narcis pentru faptul că ne-a așteptat atât de frumos cu toate sculele pregătite și eu zic că a sunat absolut foarte deosebit cântarea. Noi ne-am simțit tare bine. Și asta dacă pentru voi e important, în primul și în primul rând, să auziți bine. Vreau să vă spun că și să felicit pe cei de la bibliotecă că au investit într-un sistem de sunet de foarte bună calitate și asta va asigura, va asigura și pentru viitoarele concerte care se vor desfășura aici un sunet de foarte bună calitate, pentru că, așa cum spuneam, nu multe orașe și chiar de mai mari decât Oneștiu nu au niciun spațiu de ăsta și nici o instalație de calitate ca să se desfășoare și totdeauna apelează la tot felul de, să-mi scuzați expresia, dorei, care numai de sonoriză nu știu să se ocupe, da? Așadar, încă o dată mulțumim domnului Narcis, vreau să mulțumim încă o dată colectivului de la Biblioteca Radu Rosetti, primăriei pentru faptul că organizează chestiile astea și bineînțeles dumneavoastră! Dacă doriți să prelungiți magia după concert, am adus câteva CD-uri, le-am la vânzare. Dacă doriți să ne luați acasă, să luați o parte din magia acestei serii acasă, găsiți câteva dintre piesele pe care le-am cântat și pe album. Poftim? Așa. Cum se spune, ultima piesă și cea mai bună, credem noi. O piesă care își pierde originile undeva în secolul XVII, tot așa adusă se pare de către băieții ăștia, de către emigranți, cei care au venit cu Mayflower, se pare, în Statele Unite. Nu se știe cine a scris-o. Pe la finele anilor 1800 apare o variantă care seamănă cu ce știm noi în ziua de azi. Primele înregistrări sunt de prin 1905 și 1925 pe discuri de patefon. În 65 o formație numită Animalele, sau 64, o formație numită Animalele din Marea Britanie, a înregistrat piesa asta și a rupt pe toți. Cu ceva timp înainte o înregistrase Nina Simone, dar mă rog, era perioada când era Race Records și nu era atât de impactul în topuri ale artiștilor de culoare, nu era atât de mare. Dar piesa a devenit celebră datorită formației Animals și se numește și acum, dacă inițial s-a numit Rising Sun Blues, se cheamă House of the Rising Sun și o să o găsiți pe următorul album, mulțumim frumos, o să o găsiți pe următorul album în interpretarea cu invitat special Charlie Musselwhite printre altele. I listen to you.
the only thing that Gabby needs is a suitcase and a trunk. And the only time that he'll be satisfied is when he is all grand. Și domnilor, Mihai Alexandru Dagoi și Marcian Petrescu, mulțumim frumos. Noi am fost Storytellers și vă mulțumim tare mult că ați venit în această seară. Dacă v-au plăcut nebunii, sper să ne vedem și altă dată. Până una alta, vă rugăm frumos să primiți o plecăciune din partea noastră. Aveți grijă de voi, dragii mei, să ne vedem cu bine. Încă o dată mulțumim tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment și, bineînțeles, vouă Maria sa public. Mulțumim tare mult! În registru comic este o piesă pe care am scris-o cu mulți ani în urmă și a fost pusă pe albumul de scântece de blues. Este vorba de un, mă rog, de un vecin pe care l-am avut eu la un moment dat. Se numește piesa Vecinul de la doi care bea cot la cot cu tanti Pușa, iar când vine beat acasă, mai mereu greșește ușa. Să nu mă întrebați unde o găsiți pe tanti Pușa, pentru că este un personaj imaginar. I-am pus așa ca să poată să iasă rima. Vecinul de la doi bea cot la cot cu tanti Pușa. Vecinul de...
ușa. Într-o noapte pe la două a sunat la ușa mea. Într-o noapte pe la două a sunat la ușa mea. Era atât de bealici să vorbească nu putea. Am nevoie la toaletă, atât a putut să zică. Am nevoie la toaletă, atât a putut să zică. Păi și-apoi pe scară și-a făcut brus treaba mică. I-am zis să meargă acasă la copil și nevestică. I-am zis să meargă acasă la copil și nevestică. Dar înainte de a pleca mi-a mai cerut o vodcă mică. Vă dați seama, de peste zi acasă nu știu ce eu fi explicat. De peste zi acasă nu știu ce eu fi explicat. Am văzut a doua zi că avea un om mai colorat. Mulțumim frumos, seară plăcută și un weekend cât mai normal. Mulțumim mult. Sănătate multă, mulțumim mult.